Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la Off on the Record, watchdog-ul dumneavoastră pe culoarele puterii. Mergem în această seară pe culoarele puterii militare, politice și strategice, pentru că discutăm despre operațiunea rusă din Ucraina cu domnul Radu Carp, profesor de politici publice și de relații internaționale la Universitatea București. Domnule Carp, bine ați venit la Aleph News. Bună ziua! Bună seara, că e bună seara. Seara, da. Înregistrăm seara și de când a început tot criza asta din Ucraina, nu mai știm dacă e seara, bun, dacă e zi. Noi înregistrăm vineri seara pentru că se întâmplă ce se întâmplă și suntem în a doua zi a operațiunii ruse din operațiunii speciale declanșate speciale, de da, Kremlin în Ucraina. În acest moment se așteaptă ca forțele speciale ale Rusiei să intre în Kiev. V-aș întreba așa, ca specialist, ca să mai urmări conflicte, dacă te lupți cu fașiștii și cu drogații și cu o bandă de drogați, de ce ia armatei ruse două zile să intre în Kiev? Nu, în seara aceasta Putin cred că și-a pierdut controlul. El s-a așteptat la un avans mult mai rapid. Dar pentru a explica ce se întâmplă, cred că a trebuit să facem puțină istorie. Foarte puțină, promit. Începem, da. Bine, ok, începem, da, cu începutul, da, cu istoria, nu, și cu... Vreau să spun că Rusia nu are tradiția luptei de gherilă. Armata rusă nu este specializată în a lupta în orașe mari. Atunci când e pusă în fața luptei în orașe mari, cedează apocaliptic. De exemplu, rușii și-aduc aminte și acum de tragedia din Groznoi, unde cu toate forțele speciale și toată desfășoarea impresionantă de forțe, nu s-a reușit mare lucru. La fel în Afganistan. Bine, acolo și americanii au avut aceeași problemă, dar și în Afganistan, când era vorba de a acționa pe teren, nu era niciun succes. Unde excelează, într-adevăr, rușii în momentul de față, este vorba de lupta aeriană, de lansarea de rachete de pe mare. Aici, într-adevăr, sunt imbatabili la ora actuală, am spune. Și au experiență. Dacă ne uităm, de exemplu, ce s-a întâmplat în Siria. În Siria, armata rusă a fost prezentă foarte puțin la sol. Mai mult a speriat faptul că au intervenit în Siria. Și la fel au fost, mă rog, dotați mai mult cu această aviație. Și avioanele ruse, în fine, supersonice, exact. Deci ei sunt puși acum într-o situație foarte ingrată, foarte incomodă. Cum anume să preia un oraș de 3 milioane de locuitori? Groznoi avea 50.000 de locuitori. Da? Deci Kievul este de infinit mai mare și nu există un plan. Ca dovadă este că a fost trimis din informațiile pe care le avem în prezent, un corp, un fel de avangardă de luptători ceceni. Păi unde e armata rusă care speria Occidentul și NATO dacă se încrede într-un grup de mercenari ceceni? Adică... Astăzi, apropo de ceceni, astăzi vineri seara, pentru că lucrurile evoluează și s-ar putea să mai evolueze până difuzăm noi acest interviu, a apărut în scenă Ramzan Kadyrov, un aliat al lui Putin, cu o trupă de paramilitară, cum are Kadyrov în Cecenia, spunând că se oferă, chiar și-a arătat luptătorii la televizor, i-am difuzat și noi, spunând că dacă nu reușește imediat, vin și luptătorii lui Kadyrov să ajute armata rusă. Da, nu, deci eu sincer și nu numai eu, ci și toți care urmărim acest conflict, am fi așteptat ca să existe provocări în Kiev, în marile orașe. Apropo, nu există niciun oraș cucerit la ora actuală de trupele ruse. Niciunul. Nici Harkov, nici Odessa, nici Mariupol. Se poartă lupte, dar niciun oraș nu este cucerit. Ceea ce spune mare lucru. Pentru că, repet, Rusia nu este pregătită pentru asemenea. În schimb, atunci când au avut loc confruntări în care rușii să poată dovedi excelența,
au dovedit-o cu prisosință. De exemplu, ieri, înțeleg că a fost un atac de pe Marea Neagră împotriva dronelor turcești Bayraktar aflate pe un aeroport. Practic toate au fost distruse la sol în primele ore ale invaziei. Pentru că la asta se pricep. Dar nu poți să cucerești o țară cu rachete și cu atacuri aeriene și semănând panică. Iarăși un aspect foarte interesant este că ne-am fi așteptat ca acest război cibernetic să fie devastator. Să fie o mobilizare extraordinară, să nu mai existe practic infrastructură electronică în Ucraina. Ori ce vedem pe teren? Că de fapt infrastructura rusească este supusă atacurilor cibernetice. Păi și azi, până să intrăm în emisiune, să știți că site-ul Kremlinului este inoperabil. Da. Adică, dar site-ul președinției ucrainene funcționează. Da, deci se vede de fapt că amenințările lui Vladimir Putin împotriva NATO nu sunt atât de credibile, nu sunt atât de fezabile. El a investit foarte mult în armată, mai ales după 2014. Și retrospectiv privind, asta este teoria mea, nu știu dacă veți fi de acord cu ea, dar eu o spun, invazia Ucrainei a fost pregătită din 2014. Pentru că atunci nu era posibil, nu exista capacitatea militară, Vladimir Putin a calculat că există momentul de față, iată că încă nu vedem să fie așa. Dar, de exemplu, eu astăzi văd într-o altă cheie intervenția în Siria. Cred că a fost un teren de încercare pentru noi arme. Mai mult, îmi aduc aminte că la un moment dat, când Donald Trump a decis ieșirea Statelor Unite din acordul nuclear, Rusia a vrut să facă o demonstrație de forță. Dacă vă ziceți aminte, a lansat niște rachete în Marea Caspică. Și toată lumea s-a întrebat, dar de ce să lansezi rachete când de fapt nu s-a întâmplat nimic și împotriva cui? Și cred că de fapt era un exercițiu pentru ce s-a întâmplat în prezent, ce s-a întâmplat începând de ieri. Deci eu cred că această operațiune a fost atent premeditată, dar vedeți, orice operațiune strategică, militară, e compromisă de scopurile politice ale conducătorilor. Un exemplu, armata germană, în al doilea război mondial. Wehrmacht era foarte profesionist. La momentul când a început să primească ordine contradictorii de la Hitler, a cedat. La fel și acum. Ordinele lui Vladimir Putin sunt contradictorii. El are două obiective. El le-a anunțat clar. Demilitarizarea și denazificarea. Acum, ca să traducem din vocabularul Putin limba română, demilitarizare înseamnă distrugerea completă a infrastructurii militare a Ucrainei. Și denazificare înseamnă eliminarea fizică a puterii politice de la Kiev. E simplu. Dar poate avem telespectatori care încă cred că e un termen tehnic, că e o indicație strategică dată de marele strateg de la Moscova. Nu. E asta înseamnă demilitarizare. Ori e un obiectiv care nu poate fi adus la îndeplinire. Pentru că... De ce? Păi a anihila întreaga infrastructură militară a unei țări durează ani de zile. Nu se poate face într-o operațiune de tip blitzkrieg. Nu cunosc și nu cred că se poate da un exemplu în istorie în care să fi fost distrusă întreaga infrastructură așa în 24 de ore. Că vorbim de Ucraina, că vorbim de, nu știu, orice altă țară din lume, lucrul ăsta e imposibil. De ce? Pentru că o să ai imaginea din satelit, să știi unde sunt marile depozite și mai departe. Dar ce te faci cu armele care sunt deja pe teren, care nu sunt în unitățile militare, care sunt la civili? Păi, deja au împărțit de azi dimineață, Ucraina a împărțit peste 10.000 de arme de mitraliere civililor. În înțelesul lui Vladimir Putin, demilitarizare înseamnă exact asta, ca fiecare să vină să spună gata, ne predăm, dăm armele vouă. E lucrul ăsta e imposibil. Al doilea obiectiv, denazificarea, deci eliminarea elitei politice. Fasciști. Păi nu poți în același timp
să ai un obiectiv militar și unul politic. E o chestiune elementară. Adică poți la un moment dat, printr-o campanie militară, să-ți atingi un obiectiv politic. Dar în momentul în care fixezi ca obiectiv trupelor două obiective care n-au nimic de a face unul cu altul, complici foarte mult existența acelor trupe pe teren. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă. În momentul de față, rușii atacă toate orașele, toate centrele. În același timp. Undeva, da, dar undeva știu că, mă rog, comandantul suprem vrea să fie preluat Kievul. Și atunci reușesc să nu ia nimic, dar să există această senzație de mișcare continuă. Deci, eu cred că, din punct de vedere strategic, operațiunea nu a fost bine gândită de la Moscova. Și cred că lucrul ăsta deranjează cel mai mult pe Vladimir Putin. De ce? Pentru că el vrea să se prezinte ca un strateg absolut care câștigă oricând în fața Occidentului. Ori, poți să-i spui lui Vladimir Putin că e drogat, că e beat, că este dictator, nu-l deranjează. Dar dacă îi spui cu argumente, cum va fi dezbaterea ulterior, indiferent ce se va întâmpla în Ucraina, că a avut o strategie greșită, lucrul ăsta îl afectează cel mai mult. Și de aceea este foarte nervos, pentru că realizează că, de fapt, este o eroare de strategie. Domnule Carp, această nebunie a început cu o problemă istorică. Vladimir Putin a scris un eseu anul trecut, în iulie, publicat pe site-ul Kremlinului, de câteva pagini despre istoria Ucrainei, susținând că e vorba de unul și același popor. Și finalul eseului spunea că ucrainienii au dreptul să-și aleagă propria soartă. Vedem că acea intervenție televizată a lui de pe 22, practic își repetă gândurile din eseu, o intervenție de 55 de minute, își prezintă din nou viziunea pe care a avut-o la ultimul summit de la München, care a participat, deci acum 15 ani, în sensul că el nu recunoaște statalitatea Ucrainei și vede Ucraina ca o armă. Chiar în discurs chiar spune, mi-a spus cuțitul la gât, el vede Ucraina ca o armă preluată de Occident și controlată de Occident împotriva Federației Ruse. Și v-aș întreba cât adevăr, din punct de vedere istoric, cât adevăr și câtă minciună e în povestea asta? Da, acum pentru a demonta toile lui Putin, să știți că nu-i nevoie de o lucrare atât de amplă precum cea pe care a scris-o el. E mult mai ușor. Dar asta arată un gest paranoic, adică un șef de stat scrie foarte rar discursuri. Îi sunt scrise. Sigur, mai are o contribuție personală, o notă intimă, dar nu, șefii de stat nu scriu, nu sunt scriitori. Vă dați seama, Vladimir Putin în timpul verii, când toată lumea se gândește la vacanțe, și-a luat și el o vacanță de la trebuirea de stat și a scris un eseu despre Ucraina. De la Lenin încoace, mă rog, de la Stalin, că și Stalin a scris, avea și el niște scurte considerații, conducătorii rușii nu prea au scris. Ăla a fost un semnal de alarmă că Putin, într-adevăr, este obsedat de problema Ucrainei. Marea problemă este că n-a luat nimeni în serios acel discurs sau eseu. Eseu e mai degrabă. Nu știu, se întrebă la unui scriitor dacă e primit cu eseu, ce e literatură, eseu. Da, înțeleg, am citit rapoarte internaționale. Da. Washington Post analist spuneau că de atunci au început să sune alarmele pe la Washington după acel eseu. Marea problemă ca atmosferă în Rusia, n-au fost dezbateri ale istoricilor care să spună, iată, o nouă viziune, e revoluție. Pur și simplu, oamenilor le-a fost frică să comenteze ceva din ce a spus marele Vladimir Putin. Și atunci s-a așternut tăcerea. Și oamenii au crezut că, în general, că nu va avea niciun efect. Uite, astăzi vedem care e efect. Care este, de fapt, adevărul istoric? Procesul ăsta de formare a unei națiuni e un proces foarte complicat.
Nu se nasc națiuni peste noapte, nici măcar într-un secol sau două. Procesul de normalizare durează câteva secole, poate durează și 5 secole, și un mileniu. Într-adevăr, Ucraina a căpătat o identitate mai târziu. Mai târziu de ce? Pentru că este vorba de o națiune, într-adevăr, slavă, da? Care totuși are o limbă diferită și de poloneză și de rusă. Da? Este vorba de o națiune care nu a avut statalitate. A avut o statalitate, o perioadă foarte scurtă, în 1918. Da. După care a intrat Uniunea Sovietică, mă rog, oarecum obligată. Și ne aducem aminte că și atunci, în 1917-1918, tot Kievul a suferit mișcări de trupe, război civil, da, deci o istorie foarte complicată. Tocmai pentru că ucrainenii au încercat să aibă un teritoriu, să aibă o statalitate, dar nu au reușit. E foarte adevărat că la vremea aceea ucrainenii erau conduși de naționaliști. De ce? Și aici nu explică Putin în eseul lui. Erau conduși de naționaliști pentru că așa se formează națiunile. Prin radicalism de tip național. Nu, altfel nu rămân națiuni. Da? Deci, Ucraina într-adevăr a avut acest puseu naționalist. Și acum îl mai are. Îl are și în prezent. E un filon. Dar naționalismul ăsta radical reprezintă, niciodată n-a reprezentat mai mult de 10-15% din populație. El a existat, a fost în perioada sovietică, nu s-a manifestat foarte clar, pentru că, mă rog, era perioada aceea de represiune, dar s-a manifestat și în al doilea război mondial, s-a manifestat și după 90, am văzut și organizațiile care au luptat, mă rog, atunci evenimentele de la acel Maidan din 2014. Maidanul pe care îl numește lovitură de stat. Dar ele erau 10-15%. Deci aceste grupări radicale într-adevăr au existat și există. Dar niciodată n-au avut puterea în stat. Hai să ne uităm la actualul președinte Zelenski. Păi el e opusul naționalismului radical. A fost un actor. N-a nicio treabă cu procesul, el nu are o reflecție despre națiunea ucraineană. Ne-am fi așteptat, nu? Ca dacă, într-adevăr, așa, potrivit teoriei lui Putin, ucrainii să aleagă cel mai naționalist dintre naționaliști. Orice vedem, că ucrainii au preferat să aleagă exact opusul. Deci, sunt atâtea argumente împotriva teoriei astea. Sigur, putem discuta. E o națiune tânără. E o națiune mai tânără decât națiunea română, într-un fel. Da? Și de aceea, căptând independența abia în 1991, au încercat să se afirme mai mult prin această independență, prin simboluri naționale, prin alte elemente. Dar asta nu înseamnă că, extrema dreaptă este la putere în Ucraina și sunt naziștii de care ne spune Putin. Repet, există un filon naționalist, de există și în Rusia, asta nu ne mai spune Putin. Există și în România, și în Ungaria, în toate țările există acest filon de identitate extremă. Oameni care se simt frustrați și care consideră că afirmându-și identitatea lor mai mult decât alții, câștigă ceva. Rog, lucrurile sunt mai complicate aici. Am văzut că mulți jurnaliști și jurnaliști internaționali și eu i-am urmărit atent discursul că îl rostește în rusă, eu nu cunosc rusa, am stat acasă să analizez traducerea integrală. Este acest pasaj și uitați, de exemplu, și Frankfurter Allgemeine Zeitung a reținut, toată lumea a reținut acest pasaj. Asta înseamnă decomunizare pentru ei. Era vorba despre statuile lui Lenin, care Lenin a format Ucraina. El spune că Ucraina este înființată de Lenin și i-a dat statuile jos la Maidan. Da? Asta înseamnă decomunizare pentru el. Vrei decomunizare? Vreți decomunizare? Ei bine, asta ne convine de minune, dar atunci nu ar trebui să vă opriți la jumătate. Suntem gata să vă arătăm ce înseamnă
decomunizarea deplină pentru Ucraina. Și cumva el aici suprapune niște lumi. Deci teoria lui despre Ucraina și statalitatea Ucrainei și care neagă acești extremiști, drogangii și cum îi mai numește, naziști, neagă tot ceea ce unește cele două popoare slave. Și ulterior își pune patosul, e la fel de dur când vorbește de Occident, care cumva a preluat Ucraina, o înarmează și această armă o îndreaptă spre el și de asta nu progresează poporul rus, pentru că prin propagandă, am avut și acum un război al propagandelor cu acest conflict militar, această propagandă vrea să distrugă tot ce are mai important Imperiul Rus. Cum vi se pare chestiunea asta? Adică... Să vă dau un exemplu personal. În urmă cu câțiva ani, mă rog, prin mai multe persoane din Galați care au vrut să și vor să facă această colaborare cu sudul Ucrainei, am fost la Odessa. Ce am văzut acolo n-a fost nici comunism, nici nazism. A fost într-adevăr o experiență foarte ciudată, foarte interesantă. De ce? Pentru că am intrat în legătură cu mediul lor academic, elita, da? Uh-huh. Ucraineană. Și în momentul când le-am spus că România e poarta de intrare spre NATO și Uniunea Europeană, am spus, nu se poate, românii sunt așa, mă rog, națiunea de categoria a doua. Noi suntem națiunea de categoria a întâi. E amuzant, dar asta nu înseamnă că le-am dat cu bomba în cap. La masă, când am venit, au spus, a venit și ocupantul român. Au încercat ei o glumă. Da, adică în sensul că Odessa a fost, știți, a fost ocupată de români și au încercat și o glumă cam nepotrivită, în fine. Dar asta nu înseamnă că, dacă aș fost Putin, l-aș fi zis, cum, eu ocupant, vă dau rachete. Deci, sigur că au și ei niște stângăcii. Au o reprezentare foarte bună despre ei în general, da? Dar asta e un lucru bun. Faptul că ei personal au o reprezentare bună despre ei, cred că le asigură să aibă o anumită vigoare pentru următoarele generații. Un anumit optimism pe care, vedeți, în România noi nu prea l-avem. Noi avem aici tipul ăsta de bășcălie, dar ei au această idee că... Și acest ego național. Da, și că sunt superior altor națiuni și deci a fost un șoc, o bombă, când le-am spus că România e poartă de intrare spre NATO. De ce? Pentru că ei într-un fel se consideră că, în fine, nu ca cum se consideră Putin, că spunem, discut doar cu americanii, dar se consideră cumva superior românilor, nu știu din ce motive, dar, repet, astea sunt chestiuni de detaliu, de nuanță. Nu sunt chestiuni care să te enerveze în așa natură încât să negi statalitatea, să le negi identitatea, în mod, nici într-un în caz. Mod surprinzător, după atâta experiență, când discută, deci aceste trei intervenții, intervenția de pe 22, intervenția de pe 23 sau 24 noaptea, când a fost, când a anunțat la 5 fără 20 dimineața intervenția în Ucraina și intervenția de azi, de vineri, Putin este absolut transformat când vorbește. Adică ofițerul de intelligence este, nu mai există. Este un om foarte emoționat, foarte nervos și amenință pe toată lumea. Eu am o intuiție. Cred că el a fost indus în rău de propria propagandă. Adică s-a lansat aparatul ăsta de propagandă privind Ucraina și până la urmă... A început să creadă în el. Da, emitentul crede în propagandă. Dar se întâmplă asta frecvent. La toți. Cel mai bun exemplu care se dă când se studiază propaganda e ce s-a întâmplat cu Goebbels în bunkerul lui Hitler. El a spus, da, punem propaganda asta cu iudeo-bolșevici și merge. Și cu plutocrații americani. Da? Asta era propaganda. Și la un moment dat a căzut victima, a murit el, adică s-a sinucis crezând, ultimele lui cuvinte, ce vor veni și soția, spunând, vin plutocrații americani și iudeo-bolșevicii. Așa au murit. La fel se întâmplă și cu Vladimir Putin. Asta e impresia mea. Anume,
propaganda asta i-a izbit tocmai pe ei ca un bumerang. Și atunci Vladimir Putin chiar a crezut și chiar crede, mă rog, chiar și în momentul de față, că ucrainenii ar fi cedat, ar fi fost toți în genunchi după primele ore. Văzând că nu se întâmplă acest lucru, începe să mai aibă niște dubii și atunci se întreabă, oare eu am dubii sau nu? Și e ca și cum ești într-o beție. Nu pot să spun că dau un exemplu personal, dar toți cei care spun, domnule, cei care se îmbată nu ies din beție așa brusc. Trec printr-o perioadă foarte grea, ca și dependenții de drog, da? Trec printr-o perioadă grea în care nu înțeleg ce se întâmplă în jur, nu mai înțeleg realitatea. Și impresia mea e că ieșirea din această seară a lui Vladimir Putin exact momentul ăla când te trezești din beție, dar încă nu ești treaz, da? Ești sub efectul drogurilor, dar încă nu poți să mergi pe propriile picioare. Așa e Vladimir Putin în momentul de față. Vede că se dărâmă lumea asta și atunci încearcă și el propriile explicații cu drogați, cu nu știu. Mai are o teorie, deci istoria Ucrainei suprapusă peste lupta lui cu Occidentul care vrea să repună și oprește dezvoltarea poporului rus, că despre asta vorbește, și situația cu armele nucleare, și aici poate discutăm puțin și despre Minsk și despre Budapesta, da? Pentru că el are această teorie și am văzut și în rapoartele ministrului apărării Șoigu, pe britanic l-a întrebat pe omologul său, domne, de ce ați adus trupe speciale în Ucraina, britanice? De ce aduceți arme? El susține, și am văzut și în a doua intervenție, că Occidentul vrea să revigoreze Ucraina ca putere militară și ca un pod, da, de amenințare împotriva Rusiei. Cât adevăr este? Pentru că el spune că ei au toată infrastructura, ucrainienii, doar îi mai trebuie acel sistem pentru îmbogățirea uraniului, care spune că poate fi instalat destul de ușor, având în vedere că Ucraina are infrastructură. Credeți că lucrurile astea urmau să se facă? Pentru că și Vladimir Zelensky, ați văzut la München, a și spus, facem solicitare, statele care ne-au garantat securitatea națională, în schimbul renunțării la puterea nucleară, acum ar trebui să dea niște explicații. Deci, și Zelensky a pus problema asta. Vladimir Putin este realistul prin excelență. Adică el nu crede în tratate. De ce? Pentru că a văzut la vremea respectivă, la începutul anului 90, că într-adevăr era o perioadă tulbură și tratatele nu se mai respectau. Și în viziunea lui, Uniunea Sovietică, Rusia era umilită în ciuda faptului că avea tratate. Și atunci era o mare neîncredere față de tratate. Foarte pe scurt, în 1990, Vladimir Putin e șomer. Nu mai lucrează la KGB, se dizolvă agentura din Dresda, se întoarce la Sankt Petersburg, șofer de taxi, până este recuperat de primarul Sankt Petersburg. Vă dați seama, un șofer de taxi din Marele Spion, văzând că întreaga lume se prăbușește, văzând că toate tratatele pe care le încheiase Uniunea Sovietică nu mai valorează nimic, de aici vine neîncrederea. Păi de aici vine neîncrederea lui, pentru că el a văzut că s-a prăbușit o lume și n-a înțeles de fapt de ce se întâmplă. E un caz particular, pentru că mulți dintre cei care au văzut prăbușindu-se acea lume n-au mai avut atribuții politice, n-au mai ajuns la vârf. S-au pensionat, au intrat în afaceri. Ori el e un caz particular în care un securist, da, ajunge la cea mai de vârf poziție într-o țară importantă, aflată pe două continente, să nu uităm. No. Deci, el are anumite frustrări, o neîncredere patologică în orice înseamnă tratat. Și acum, oamenii nu înțeleg, de fapt, ce se întâmplă în momentul de față în Bosnia. Și de ce, de exemplu, apropo, astăzi, secretarul general NATO a evocat și cazul Bosniei. Vladimir Putin încearcă în momentul de față planul de rezervă cu Ucraina. Spune așa, bun,
ăștia sunt gherilă, slava Ucrainii, cum au zis să ia de poliția șerpilor? Duceți-vă dracului, că așa? Da, deci, fuck off. Aoleu, e cam nu iese potrivit planului. Și atunci, planul de rezervă este, haideți să încercăm să partajăm Ucraina. Occidentalii nu o să fie de acord, dar în momentul în care o să vadă ce se va întâmpla în Bosnia, o să cadă în genunchi. Iarăși este o eroare de strategie. E adevărat, liderul ăsta din Bosnia se reactivează așa periodic când îi spune, când se enervează Putin. Dar să fim serioși, nimeni nu va accepta crearea unui nou stat în Bosnia. Nimeni nu va accepta lucrul ăsta. Imaginea asta acum că americanii vor spune, da, bun, chiar situația este în Ucraina, hai să discutăm la pachet, să renunțăm la principiul ăsta al libertății frontierelor, e total falsă. Nimeni nu va accepta lucrul ăsta. Nu știu cum va evolua situația, dar în orice caz, calculul strategic e greșit. Spuneți calculul ăsta. Păi cum este atât de greșit? Pentru că cumva succesiunea a fost scenariu asemănător ca, mă rog, scenariu. Evenimentele s-au succedat așa cum s-au succedat și în Georgia. Adică scenariul georgian, că noi am mers până la intervenție pe scenariul georgian. Da, s-a întâmplat exact ca în Georgia, cu un element lipsă. Știm foarte bine că atunci președintele Sarkozy a venit și a spus așa, dacă se mai înaintează un soldat rus, invităm Georgia în NATO. Și atunci lucrurile s-au liniștit. Da. Acum nu s-a mai întâmplat așa, e un cu totul alt context. Bun, a blufat atunci, că nu a fost invitat. Mai era o teorie, adică toată lumea s-a întrebat de ce acum, de ce l-a apucat pe, adică anul trecut, când spuneați dumneavoastră vara, ar fi trebuit să plece în concediu, el scria eseuri cu Ucraina. Și am văzut această teorie că lucrează pentru moștenirea lui, pentru, da, adună pământurile în acest moment Vladimir Putin, pentru că nu-i așa, nu mai are foarte mult din mandat. Bine, nu știm, o să știm ce se va întâmpla pe viitor. Am văzut că și Olaf Scholz a făcut, l-a luat peste picior la Kremlin pe partea asta. Dar v-aș întreba, am văzut, pentru că discutăm cumva de datele pe care le avem de zi, la zi, repet, e vineri, seara înregistrăm această emisiune. Astăzi a vorbit așa cu China, cu președintele Xi Jinping, cu Siria, cu Bashar al-Assad. Ieri a vorbit cu India, ieri a vorbit cu Iranul, care îl susține. China astăzi i-a cerut lui Putin să găsească o cale de dialog cu Zelenski. Putin face urticarie când aude de Zelenski, îl consideră o marionetă într-o, da, țară, o păpușă manevrată de alții. Și credeți că va putea determina China acțiunile lui Vladimir Putin în ceea ce privește oprirea acestui conflict? Pentru că am văzut că la China, astăzi e o dezvăluire din New York Times, ar fi apelat și președintele Biden și ar fi fost refuzat. Dar China i-a spus lui Putin să vorbească cu Zelenski și pe la urmă au căzut de acord că nu se înțeleg asupra locației. Adică unul vrea să se întâlnească la Minsk și unii vor să se întâlnească, nu știu pe unde, parcă în Varșovia. Da, știți că există un proverb, da? Dacă vrei să moară dușmanul, să aștepți să treacă, mă rog, cadavrul lui pe apă, da? De unde vine proverbul ăsta? Din China, da? Deci China așteaptă, da, să apară la un moment dat cadavrul lui Putin. Nu se grăbesc, da, nu s-au grăbit niciodată, o civilizație milenară care poate să aștepte, nu e. Vedeți, Rusia se grăbește, vrea să aibă o soluție în Ucraina imediat, dacă se poate, într-o oră. China e lucrează pe termen lung, sunt foarte liniștiți, știu că în orice situație Rusia va fi slăbită de acest conflict. Nu ne imaginăm situația în care ucrainenii predau toți armele și nu va fi așa ușor. Adică dacă va fi o victorie, va fi o victorie cu un preț foarte mare. Deci China este întărită din această situație până la urmă.
Economia Rusiei iese șubrezită și am văzut chiar în niște paneluri în care ați fost și dumneavoastră la un moment dat, gestionate de fostul de Mihai Răzvanu Gureanu, era un domn acolo care spunea că Chinei îi place să aibă state puternice îndatorate și avea această teorie că în acest moment, vedeți că economia Rusiei de-abia e foarte slabă, are lovituri dure în acest moment și că China ar putea să ajute, dar asta ar fi un preț pe care l-ar fi acceptat Vladimir Putin, cu toate că ar fi o greșeală foarte mare pentru el să facă asta. Credeți China, că China l-ar putea China, ajuta economic China, acum? China are o legație traumatizantă cu Rusia. Să nu uităm, Rusia țaristă, da, în momentul când s-a extins în Est, a fost principala amenințare la adresa Chinei. La o civilizație milenară de acest gen, ce s-a întâmplat acum 150 de ani, nu se uită, e ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Au fost momente foarte delicate în istoria asta, adică China nu e necondiționat partenerul. China acceptă, în schimb, o relație de tipul stăpân-servitor. Asta e adevărat, cu oricine. Și pare că, în momentul de față, cam asta e relația dintre cele două țări. Adică, cu ciuda aparențelor, că Rusia spune acum exportăm mai mult gaz și mai departe, dar China încetul cu încetul vrea să construiască această relație în acești termeni. Și ar fi o performanță, pentru că economia SUA este îndatorată, deci nici mai datorie în China, asta nu e o tragedie, dar doar o spunem, și dacă China ar reuși ca și Rusia să aibă același parcurs, ar fi un succes formidabil. Luăm acum puțină pauză și discutăm și de Occident și de diplomație a României în această situație, pentru că și noi suntem fost stat din blocul sovietic, dar nu știu, nu o să avem noi probleme. Am văzut că statele baltice sunt mai nervoase așa. Este un întreg tămbălău. Uniunea Europeană are propriile sancțiuni. Marea Britanie merge să-l sancționeze pe Vladimir Putin și pe Sergei Lavrov, a anunțat în seara asta Downing Street. Președintele Joe Biden, văzut ca liderul Occidentului care să luptă cu lupul. Domnul Biden a pus o serie de sancțiuni, a întrerupt Nord Stream 2, care, mă rog, oricum nu era deocamdată operațională. Dar nu l-a sancționat, n-a oprit, nu l-a scos Rusia din SWIFT și nu a pus ceva pe conturile lui Vladimir Putin sau sancțiuni. În același timp, din ce știu eu, în interiorul Rusiei există un sistem de contracarare a acestor sancțiuni și am văzut și aseară și azi primele semnale. Banca Rusiei, Banca de Stat a Rusiei s-a oferit să ajute pe toți cei care care sunt sancționați, da, elita, oameni importanți, companii. În același timp, în seara asta, astăzi au fost niște situații complicate, inclusiv la bancomatele Rusiei, pentru că oamenii s-au dus să scoată dolarii și Statele Unite încă de ieri au oprit tranzacționarea în Rusia a dolarului, a ienului și a lirei sterline. Credeți că Occidentul este va ieși bine din chestiunea asta, pentru că ei au declanșat o operațiune și aici de propagandă ca să-l expună pe Vladimir Putin și pe ofițerul de inteligență și să prevină războiul, în principal Joe Biden, care are și el problemele lui acasă, că americanii nu prea vor război să se implice aici. Credeți că va ieși bine Biden în povestea asta sau nu? Un prieten al meu, profesor la Toronto, a publicat cum câteva și un articol și spunea așa că în momentul de față este o alianță de tip cruciadă. Adică există cineva care conduce cruciada, dar cruciații fiecare au scopuri diferite. Da, da, da. La fel se întâmplă și acum. Statele Unite vor să conducă această grupă de state. Fiecare are propria abordare față de Federația Rusă. Dar, în esență, scopul e tot cucerirea cetății sfinte. Adică, până la urmă, deși vedem că sunt diferențe, scopul este blocarea economiei ruse. Și
Acum, marea problemă care se pune este dacă aceste sancțiuni vor împinge Rusia definitiv în brațele Chinei, ceea ce ar crea o problemă, într-adevăr, pentru Occident. Deci, măsurile trebuie calibrate de așa natură încât Rusia să nu facă acest pas, dar nici să nu existe niciun efect. Cel mai bun exemplu este India. Putin a discutat ieri cu Modi. Păi da, pentru că dacă eu am sesizat un aspect. La sfârșitul conferinței de presă a lui Joe Biden, un ziarist de la Wall Street Journal a spus... Era, da, cu India. Ce facem cu India? Și el a spus, gata, nu mai răspund la nicio întrebare. Pentru că India e într-o situație foarte ciudată, foarte stranie. Jumătate din datorie la americani, jumătate la ruși. Rusia la fel a încercat și. Rezultatul a fost că India a dispărut, Modi a dispărut, nu mai dă nicio declarație. Deci lucrurile sunt foarte complicate și sunt țări care sunt puse... Mai ales și Germania e o situație foarte complicată. Situație imposibile în momentul Schröder, de față. Cu Scholz, da. Cu SPD-ul, cu percepția da, am văzut mecanismul ăsta securistic în acțiune, pe mine m-a speriat că există în continuare la cel mai înalt nivel. Adică, cum a explicat Putin situația lui Schröder? A spus, zice, el a făcut un bine națiunii germane. Adică, da. Insinua această idee că, uite, ca și cu Ucraina. Adică, aveți conducători răi, dar puteți avea conducători buni. Eu știu care sunt ăia buni. Domnul Car, directorul general al Nord Stream AG este un ofițer Stasi care are afaceri în Rusia. Președintele Consiliului de Administrație al Nord Stream AG este domnul Schröder, prietenul Putin din SPD, fost prieten al domnului Scholz, i-a încurcat și percepția, mă uitam, în Germania s-au făcut un sondaj care pe mine, eu credeam că după 30 ceva de ani de la căderea zidului Berlinului, nu se va mai întâmpla așa ceva. Nemții au făcut sondaje pe Germania de Est și Germania de Vest. Germania de Est crede că este de vină Occidentul pentru Ucraina, Germania de Vest crede că este de vină Putin. Da, așa este. Există problema încă e că diferențe. Germania de Est are foarte mulți lideri de landuri, sunt de la SPD, care pun presiune în Bundestag. Adică este o situație foarte complicată pentru Germania și Scholz totul s-a ținut. Adică spre surprinderea altora, de exemplu ieri, americanii n-au pus, când au pus sancțiunile pe Nord Stream AG, a fost pe un alt director executiv, pe companie care am văzut că e înregistrată până Elveția, adică whatever, și domnul Schröder a spus Casa Albă că nu va fi sancționat. Vă dați seama în ce situație este pus actualul cancelar german, care în urmă cu câteva luni s-a dovedit că a fost spionat de Stasi. Când era tânăr, da? Când era foarte tânăr, da? Să vadă momentul de față cum îi dictează un fost securist, da? Un fost KGB-ist ce să facă și cum să facă. E o situație umilitoare, adică să vină un fost securist să spună tu nu faci bine în țara ta, știm noi mai bine... Nu, adică Putin are acest talent de a înjosi gratuit anumiți lideri, crezând că toți sunt... eu nu pot să fie, de exemplu, când l-a invitat pe Macron, a spus la acea masă foarte largă, după care s-a întâlnit cu președintele Kazahstanului... La măsuță. La o masă micuță, așa, ca pentru cățeluși. Adică a avut satisfacția asta să-l umilească public. Da, și are... De fapt, i-a umilit pe amândoi, dar în stiluri diferite. Și știe că imaginea contează. Ultima întrebare am la dumneavoastră despre diplomația României în această perioadă. Am văzut că polonezii sunt foarte activi. Ungurii, noi n-am avut, spre surprinderea mea, și aș vrea să spun, am înțeles că a fost domnul Aurescu pe acolo, dar n-a fost pe programul de la München. Cum este posibil ca noi suntem în această situație grație geografiei,
da? Președintele Iohannis este sunat de președintele Biden și pus în acele videocall-uri cu statele care ar putea fi afectate de, măcar de migranți. Noi suntem, am spus că suntem pregătiți pentru 500.000 de migranți din Ucraina. Cum vedeți că joacă diplomația noastră în condițiile în care n-a fost nimeni, nici civitarii, nici nu s-a dus la München? Hai să vedem cum au tratat alții, cum au tratat polonezii, de exemplu, situația refugiaților din Polonia. Ieri seară, pe site, de fapt de la prânz, pe site-ul Ministerului de Externe polonez, era un anunț în ucraineană și în poloneză care spunea așa: puteți veni la graniță și cu căței. Adică totul era organizat, da? Până la cel mai mic detaliu. Până la detaliul ăsta. Da. Da? Și într-adevăr, ucrainenii care au intrat în Polonia au avut toate condițiile. La noi s-a organizat, mă rog, pe bază de voluntariat. Am zis că prim-ministru a fost astăzi acolo, dar a fost ceva improvizat. E un miracol faptul că oamenii s-au mobilizat. Adică noi suntem tot timpul cumva în spatele evenimentelor. Suntem surprinși de viitură, de refugiați, de absolut de iarnă, orice. Nu știu. De vară, de nisoare. Eu nu mi-explic de ce avem acest dezavantaj. Adică vi se par profesioniști oamenii care... Că înțeleg că sunt și profesioniști în Ministerul de Externe. Dar știți, contează vârful. Nu, acum nu. Asta e situația care nu are legătură, spuneam, dar de așa mentalitatea în general. Acum, România e în situația asta privilegiată în care, fiind membru al Uniunii Europene și NATO, se poate ascunde cumva. Acum, e foarte adevărat că am avut și noi inițiative pe Ucraina. De exemplu, a fost la un moment dat această inițiativă de a avea o întâlnire a ministrilor de externe Uniunii Europene la Kiev. În fine, nu s-a mai finalizat, am avut și noi. Ce lipsește, cred eu, este naturalețea relațiilor. Adică miniștrii din țările baltice n-au ezitat să meargă la Kiev și să aibă întâlniri spontane cu președintele Zelenski. Da. Asta lipsește într-un fel. Adică chiar dacă ești foarte bun la, să spunem, toate chichițele astea diplomatice, la un moment dat trebuie... Asta e o chestie. Naturalețea asta ține și de experiență și de un anumit mod de a fi. Dacă nu ești făcut să faci pentru asta, diplomația degeaba. Este degeaba. Un răspuns foarte scurt. Credeți că Zelenski va supraviețui? S-a terminat emisiunea. Bun, acum el spune, e ultima dată când mă vedeți și mai departe, dar... Obiectivul Rusiei, obiectivul lui Putin, sigur, nu este să îl omoare, da? Nu este să-l ucidă. Să pe nu îndepărteze. Să nu mai fie la putere. Deci nimeni nu... Nu, Putin, nu la putere. Nu, la putere. Putin nu este un dement. Este un... cum să spun? Extrem de calculat. Pare că este nebun, dar joacă această iraționalitate ca să deruteze. În general, are scopuri foarte clar definite. Vrea să nu mai fie la putere, punct. Da, am văzut că îl irită foarte tare Zelenski. O să vedem în zilele următoare. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Carp, pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu Alef News.